Salut și bine ați venit la vlogul de astăzi. Eu sunt Daniel și bine v-am găsit. Îmi beau cafeaua, mă duc o să fac o baie. Și ieri a fost o zi nașpa, a fost o zi grea. Dar ce să facem? Mai avem și zile proaste. Să-mi beau cafeu ca tot omul. Săptămâna viitoare merg acasă, zic bine, da. Așa. Mă întreba George cum e la atestate. O să opresc și o să mă uit cum e întrebat, da? M-a întrebat dacă e greu la atestate. Aia am văzut. Și dacă se mai poate lua, știți cum voi. Cel mai simplu și cel mai corect e să pui mâna pe carte, să o înveți. Să știi să răspunzi pe din afară dacă te trezești la 3 dimineața. Nu-i mare brânză, zice Dumnezeu. Trebuie să înveți. Și am învățat, poți să înveți și tu. Și la atestate se dă pe calculator. O să ai 100 de întrebări. O să fie 4 răspunsuri la care doar unul singur e corect și atunci e foarte simplu, că trebuie să miroși minciuna, citești toate răspunsurile cu atenție și vezi care trebuie să-ți dai seama care e minciună, care nu e adevărat și e simplu. Și după aceea e studiul de caz. Studiul de caz e puțin mai greu. Pentru că trebuie să fii mai atent, să scrii corect acolo, scurt și precis. A fost, așa am făcut și așa l-am luat din prima. Nu e greu dacă înveți. Și nu-i mai îmbogățiți pe ea de la atestate, da? În loc să îți rămână banii la tine, dai la altul, nu? Și dacă poți să-l iei așa, frate, adică dacă pui mâna și înveți, nu? E simplu dacă înveți. Chiar foarte simplu. Pentru că sunt întrebări ușoare de bază. Mi se pare că erau multe, cum conduce economic, ce se întâmplă dacă bateria, dacă nu știu ce, dacă nu știu cum, sunt întrebări foarte ușoare. Și asta e. După aia nu se întrebe nimeni de ele, dar... Învățați, frate, la atestate. M-a mai întrebat cineva din afară de el. Eu nu înțeleg, vă Elena, așa, să învățați. Nu pot să-mi dau seama că e greu. Nu este greu dacă ai învățat și ai înțeles despre ce este vorba. Nici nu mai știu ce întrebări erau atunci, dar sunt întrebări foarte ușoare. Și pe calculator, dacă ai mirosit minciuna la răspunsuri, atunci o să-ți dai seama care e răspunsul corect. La studiu de caz trebuie puțin mai atent. Poate acolo pică mai multă lume. Asta e. Ce să vă zic, îmi beau cafeu, mă duc, fac o baie, mă aranjez. Ieri a fost o zi tare nașpa. M-au ținut aia 6 ore la descărcare, n-am putut să avansez de nicio culoare. Eu pe data de 2 trebuie să descarc în Anglia. Ia să vedem pe ce dată suntem. Și într-un fel îmi convine să ajung înainte la descărcare, că atunci primești și o bonus, bineînțeles. De 10 euro dacă ajung mai devreme la descărcare.
Mie îmi convine. Ia, suntem pe 31, sâmbătă, e august, întâi pică duminică, eu luni ar trebui să fiu acolo. Și cum Dumnezeu, ia să mă mai uit odată. Mă, trebuie să-i dăm contact. Nu știu dacă am spus în vlogul de ieri că e un ocean aici. Se poate face cumpărături. Numai că e închis la ora asta. Ia să vedem. Am dat ieri în program, ia foc imediat cartela în el. Asta e riscul meseriei. Am uitat aseară să tipăresc o foaie. Pe data de 2, da. E nașp. Ca să tipărești acum, n-are nimic, mă gândesc, nu știu. Normal și normal când faci o prostie, cum am făcut-o ieri, cel mai corect e să tipărești ieri, nu astăzi. Deci eu am condus peste program cu o oră, n-am avut unde să opresc. Și ieri trebuia să tipăresc ultimele 24 de ore. Și vorbeam ieri cu italianul și mă împrietenisem cu un coleg care era tot italian. A fost frumos din partea lui că mi-a plătit ieri o cafea, ieri dimineață, și am stat de vorbă. După aceea a făcut să-mi o cafea și m-am dus, l-am servit cu o cafea și am stat de vorbă. Și el mi-a spus treaba asta, că uite, în Italia merge treaba asta, mai închidem un ochi. Dar trebuie să scriu fain frumos, scrie numele. Să pun ceva de desubt. Ia să punem aici noi. Punem numele Moise. Daniel. Punem data, suntem pe 31, am zis. Ia să vedem. 31, ieri a fost 30. 30.08.2019. Numele l-am pus. Scriu nou. Parking. Pe la ce oră a fost asta? Ia să mă gândesc. Pe la 7 seara a fost. 19.00. Și o să vadă ei pe la ce oră. Așa. Ce ar mai trebui să mai scriu? Locul pe unde a fost. Pe la Brescia. Să scriem acolo. Să nu zic că n-am scris. Așa. Așa. No parking, nu știu. Acum suntem pe A4. Eu zic că deocamdată ajunge, așa îl păstrez. Și dacă mă oprește și vede, o să-i dau o mână. Uitați, domne, n-am găsit parcare, no parking și căca. Așa. Unde mi-e portofelul acum? Ieri am mai făcut o prostie, să vedeți, a trebuit să plătesc de la mine poarta. Aici în Italia sunt telepasurile alea. Și așa se întâmplă că sunt cele care sunt rezervate pentru clienți și pe acolo trebuie noi de obicei să intrăm, pentru că noi avem telepasul, e un go-box sau cum Dumnezeu îi spune, și când te duci pe acolo se ridică poarta automat. Și sunt unele zone când de obicei când e rezervat pentru clienți e cu o dungă galbenă pe jos, și într-o parte a fost când e dunga pe jos galben cu albastru. Înseamnă că e și pentru client și scrie, mi se pare, când e cu albastru și cu car, nu știu, în fine, cum a fost. Dar ieri așa am pățit că unde a fost dunga albastră nu recunoștea, nu că nu recunoștea, nu era pentru go-box-ul. Go-box-ul fiind ăsta, de aici. Unde e? Scrie și pe el, scrie telepas. Sper că o să se vadă prostia asta de aici.
Și așa s-a întâmplat că am dat cardul de la firmă, nu erau bani destul pe el, știu că n-au fost, n-am cerut bani pe el. Și atunci a trebuit să dau de la mine, dar mi decontează, nu e nicio problemă. Da, stai. Trebuia să fi fost mai atent. Data viitoare, numai pe rezervate clienti mă bag, nu mă interesează, îi dau pe toți la o parte. Și aia e problema, că eu de pe banda din dreapta, cum ajung la porțile astea, trebuie să mă mut numai în stânga, la unde trec toate mașinile mici, ca să trec cu rezervat pentru clienți. Aia e nașpa. Nu-i ca în Franța, că și în Franța exact același sistem e, numai că el așa e gândit, că pentru camioane e mereu în dreapta. Și atunci nu trebuie eu din dreapta să mă duc pe toată banda, să trec toate benzile în stânga, ci de pe partea mea dreaptă, deci de pe banda dreaptă, rămân pe banda dreaptă și iau, continuu, îmi văd de drum și fix pentru mine. Nu trebuie să scot tichet, să bag car sau ceva, ce se ridică poarta automat, pentru că e la fel un go box din ăsta, cum Dumnezeu e, și se deschide poarta. Ai, fază. Și avem alea toate go box-uri pentru toate țările prin care tranzităm noi. Așa. O să trebuiască să mă duc, fac o baie, mă simt murdar. Sunt transpirat și ieri a fost cald teroare. Și ieri a mai fost o problemă, că am fost ambuteaj de 3 ori, frate. Deci am intrat într-unul, am stat vreo jumătate de oră, cred. Tot așa, bar la bară, bar la bară. Am ieșit, am mers iară câteva minute, pormă iară ambuteaj. Tot așa, am mers vreo cu țărita vreo 10, 15, 20 de minute, nu mai știu sigur. Și am ieșit, iară am intrat într-un alt. N-am condus de nicio culoare. Abia am făcut câțiva kilometri ieri și degeaba, m-am chinuit eu, m-am strofăcat degeaba. De ce să vă spun? M-a spus cu atestatele, puneți mâna, învățați, e simplu, dacă ești atent și miroși minciuna la răspunsuri, foarte ușor. La studiu de caz trebuie mai multă atenție și se poate lua, că doar nu e fizică nucleară. Nu. Și cam acesta e și vlogul de astăzi. Nu uitați să dați un like, coment. Eu îmi beau cafeaua, fac o baie și ne vedem. Ciao. Ne auzim mâine, duminică. Domenica.